Bună ziua tuturor! Eu sunt Petronela și astăzi voi pregăti înghețată de casă. Pentru înghețată aveți nevoie de 1 litru de lapte, eu am pus într-o oală 950 de ml de lapte, 5 gălbenușuri, o lingură de amidon, 350 de grame de zahăr, 100 de grame de unt gras, opțional voi pune 6-7 biscuiți de Oreo, iar aici am 50 de ml de lapte rece separat. Am pus pe foc laptele. Voi adăuga și untul, zahărul și le voi lăsa să se topească. Voi adăuga gălbenușurile. Laptele. Amidonul. Eu voi folosi amidon de porumb. Dacă doriți esență, puteți adăuga și esență, eu nu voi pune. Zahărul cu untul s-a topit. Voi adăuga în șir gălbenușurile cu amidonul. Ușor, ca să nu se taie. Voi mai lăsa cam 3-4 minute până începe să se îngroașe. Am adăugat prăticioara într-un vas cu apă rece și voi amesteca până se răcește. Înghețata am pus-o într-un vas de silicon. O voi da pentru 3-4 ore la congelator sau cel mai bine peste noapte. Înghețata este gata, asta peste noapte la congelator. Ideal este să o scoateți cu 5-10 minute înainte la temperatura camerei. Voi lua cu o chestie pentru înghețată. Este foarte bună. Înghețata este gata. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Vă mulțumesc!